Fotbaliștii Petrolului trebuie să fie grozavi în cantonamentul care a început astăzi în Slovenia, adică să facă fața antrenamentelor și ritmului de joc. Altfel, spune principalul Grozavu, vor mai fi permutări de jucători care să ridice nivelul echipei. Ultimul fotbalist semnat este Andrei Rus, un fundaș internațional Under-19. În Slovenia, după ce vom vedea și jocurile amicale, vom vedea cine face față nivelului, cine nu. Și dacă mai se impune ceva, fie vom mai aduce, fie vom mai... Da, bineînțeles, dacă vom aduce, după aia vom și renunța. Sebi Ghinga este noul capitan al echipei. Experimentatul jucător e bucuros și mândru că joacă la Petrolul. El spune că la acest moment echipa arată cât de cât bine, dar promite că la ora primului joc oficial se vor prezenta foarte bine. Mă bucur că am reușit să facem cât de cât o echipă bună. Cu siguranță mai avem mult de lucru, suntem mulți jucători noi, până ne trebuie omogenitate, dar cu siguranță la prima etapă vom arăta foarte bine. Petrolul a balotat 2 goluri Baloteștiului în primul test al verii. Sub privirile unei tribune aproape pline, semn că fanii erau curioși să vadă noul Petrolul. La fel au fost și Vivi Răchită, Claudiu Tudor, dar și alți oameni de fotbal. La Ilfoveni a fost testat și fostul petrolist Răzvan Catană. Fundașul Lucian Cazan nu a jucat din motive medicale. La fel și mijlocașul Sobrinho, care nu a trecut vizita medicală. La pauză, conducerea clubului i-a explicat brazilianului că dacă nu va primi viza necesară, îi se va rezilia contractul de joc.